Salutare, mai fiți și pe la un nou vlog. Este un vlog special deoarece astăzi avem din nou pe David cu a sa nouă mașină. O mașină care, după cum puteți să vedeți, la e fel, același la model. E la fel, la fel, frate. E la fel, frate. Așa spun băieții pe Instagram. Frate, am și un E39 ca al tău, exact ca al tău. Bine, nici chiar așa, n-arată în felul ăsta, dar pe aproape. Ești rău, e bară... E bară M-Competition pe E39. Asta adună aerul ca frașul. Vreau să vă spun că tot ce o să vorbim noi astăzi o să întreb pe David de ce a cumpărat mașina asta și care este scopul lui, dar dacă vreți să vedeți ce a îndurat mașina asta cu 5.000 de înainte... Nu, 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 nu! Nu ne-am gândit și eu să filmăm înainte, că arătam mai ochiși mașina. Intrați la el pe canal, pe David Wiz, dați un follow. Dacă stați până la capăt la clipul meu, o să auziți ceva foarte interesant legat de MTB-ul. Deci eu zic să vedeți deci posibil până să facem aceeași chestie cu E39, dar doar dacă strângem numărul de like-uri. Te-aș ruga să dai un like și să subscribe acest canal, 15% car vertical, follow lui David și spune David despre ce mașină este vorba și de ce ai cumpărat tu aceste 39. Păi, nu mai aveam idee de content. Ați văzut că m-am dus în content ăsta de entertainment și, bă, nu prea e ce trebuie, știi? Și am zis, bă, eu de atâta timp știu doar să cumpăr mașini și să le distrug, involuntar. Dar ce ar fi să fac un content nou pe canalul ăsta, dar să o distrug voluntar? Tu ai fost cu, după ea până la Piatra Neamț? Am plecat în Piatra Neamț, în timp ce în Piatra Neamț era un prieten de-al meu și s-a dus până în Vatra Dornei ca să ia mașina. Deci am trimis bani, s-a dus să o ia și m-am dus pe drum ca să am conte și o să vedeți vlogul, pare că deja l-ați văzut. Am pus când o căutam, okay. Noi doi și după o să urmeze să pun vlogul, azi sâmbătă, mâine o să pun vlogul când plec după ea. Vine mai puțin pentru că avem aici o mică emblemă, mașina asta, cât a costat, Ian? Nu, no, cât ai cumpărat-o? Zic pe vlogul tău, zic n-am spus pe vlogul meu, cred, 2500 de lei și am negociat-o la 2700. 2500 de lei și am negociat-o la 2700. O vinde acum cu 5.000 de lei, cel puțin dublu care MTB-ul pe aripa dreaptă. Deci este luată, sincer, am luat-o și cu ajutorul celor de la Car Vertical, cărora le mulțumesc foarte mult pentru că au avut puterea de a discuta cu mine. Adică când le-am prezentat ideea, oamenii au fost, wow, ce tare! Adică îți dai seama că sunt cel mai nebun om de-al lor de acolo. Hai să deschidem motorul, să deschidem capotul la motor. Și stai, trebuie să facem, să fie împreună. Trage-te de aia. Bă, s-a deschis până acum. Cred că nu mai deschide. Nu se mai deschide, nu. E un 2.5. A? Nu, nu s-a deschis. Nu, nu, gata. E un 2.5 diesel 163 de cai, nu? Da, 163, dar și soft, dar e facelift mașină ta. A, man, păi nu, că noi trebuie să facem o liniuță dacă strângem la clipul ăsta 10.000 de like-uri. Dar deja parcă mi-e greu să mai fac liniuța aia pentru că eu credeam că e TDS-ul ăla de 146 de cai. Eu cred că... De 10.000 de like-uri, dacă vreți să vedeți M5-ul ăla, cum se bate cu mașina M5 asta. M5 Biturbo. A few moments later. M5 Biturbo, exact. Bun, hai să dăm așa o roată pe lângă mașină, să vedeți exact cum arată mașina. Mă rog, are o culoare făcută de David, un albastru metal blue marin. E albastru de Biturbo de M. Exact. Jante de 60. X0 pe ușa dreaptă. E pachet. E pachetul pentru gamer. MTB-ul tot la fel aici pe ușă. Îl iubesc pe MTB-ul, dor cu el noaptea. Și hai să facem testul. Noi am făcut un test mult mai complex de durabilitatea ușii. Stai mai puțin mai departe. Oricum, vreau să apreciați și noua cameră. Madi încă învață să filmeze cu noua asta cameră și să sperăm că face treabă bună. Hai să ghidem ușa, să vedem cât de rezistentă e o mașină veche. 3, 2, asta e ușa ta, Andreea, nu? Uite, deja Andreea acolo e panicat. 3, 2, 1. Și se închide, frate. Și vreau să vă arăt. Finuț. Și vreau să vă arăt că ușa se închide mai bine decât o ușa unei mașini care... Bine, e mirele în interior aici, da. Deci, practic, avem E39 de 10.000 de euro contra E39 de 25 milioane. Hai să se închide ușa de E39. Deci nu se închide, frate. Acum s-a închis. Deci... Ca bătut vântul și-am pis. Mi se pare că mașina asta, la cât omor a îndurat... Nu, nu, nu! Anvelopă. Încă se comportă foarte, foarte bine. E break acum. Bine, știam că e break. Dar... Acum ai fost-o, nu? Nu. O să te rog să mai faci o chestie. Spune. Pe partea asta, pe okay. Partea cealaltă din spate, te rog, Madi, vină cu camera. Vreau, cu toată puterea ta, aha, să dai un picior în aripa asta. Ai grijă la rotulă. Îți zic de acum. Nu cred așa. Dă-i tare. Mai ții minte vlogul cu Duster-ul în care... Da. Deci Duster-ul făceam așa, intra înăuntru. Man, dă-i tu. Dă-i tu, te rog. Nu, că ești mai mare. Eu pianist. Da, nu dai cu degetelele, dai cu piciorușul. Și mai ai tu capedale așa pe aici și mai faci, știi? 3,
Dă-i mai din zoom puțin să se vadă acolo toată treaba. Avem focus tot? 3, 2, 1. Chance and risk getting knocked out! Da, mă, n-are nimic, ești nebun la cap. Da. E real așa. Uite. Da, mă, frate. Bă, s-a îndoit. Da, da, nu știi că nu, totuși dai tare, e puțin îndoită, dar dai foarte tare, păi dai în pasatul ăla. Și încă o chestie foarte, foarte interesantă, mașina asta m-a primit, bă, nu știu cum ai luat-o tu, în ce stadiu ai luat-o, n-am văzut încă în stadiu în care ai luat-o, dar pare bă, că... tot jalnic, dar am făcut-o să fie puțin mai jalnic, am pregătit-o pentru tine. Deci, ce am făcut noi cu portbagajul ăsta și uitați-vă puțin, că încă îi funcționează soft close-ul. Filmează-mă de puțin mai aproape, deci mașina asta are soft close și după tot violul pe care l-a primit. Ce? Stai că am încercat, dar da pe lângă. Hă? Hă? Gata, l-am rezolvat. Nu, ia, apasă un pic mai tare pe el. Nu merge mai. Și înainte a mers, și? Ia mai încercă tu, că poate nu știu să închide bine. Ia mai încercă. A, gata, trebuie, nu mai stă exact pe clipul. Da, e... Ok, evacuarea, care scoate mult fum. Ideea e ok, să auzim. Haide. Un 2-5 adevărat. Bă, chiar putem spune că e adevărat 2-5 ăsta. Și o să rogi pe Mirel, Mirel, m-auzi? Să te pui la volan, să dai ok și după aia la M5 ăsta. Ia, hai să vedem cum se aude. Deci, David și fumul sunt prieteni. Nu pot să scap de fum. N-am deci, cum, vine după mine. Deci tu și fumul. Și dacă mi-aș da benzinar, cred că mi-aș scoate fum. Hai să vedem, să lase oamenii în comentarii care se aude mai bine. Se aude mai bine dieselul sau M5-ul ăsta. 2-2 benzină. Opa, așa. Vezi că pleacă. Vezi că scoate da. Ulei tigaia. Nu știu ce să spun. A dat fum? S-a încis tigaia și atunci sfârie uleiul și... Da. Lăsați-vă în comentarii care sunt mai bine. E greu de spus pentru că sunt două mașini, chiar dacă diferite, sunt model, dar sunt diferite. Și cu scopuri diferite. Și sincer, eu nu cred că ar rezista mașina mea la ce a îndurat mașina asta. O să mă arăt niște cadre să vedeți exact ce a îndurat. Nu cred așa ceva. Mașina, hai să intrăm puțin și la interior. Vezi să nu iei vreo boală. Să iei vreo boală? Ok, stai că nu prea am loc aici. Bă, tu ești cam mic de înălțime. Mulțumesc. Și vezi că nu e un E39 Chelbos. Nu iese, nu iese. Păi vezi că a avut pecteluțe pe spate. Ok, ăla le voiam eu dacă erau de sedan. Adică e un E39 destul de ok, deodată avem comenzi pe volan. Care da. Merg și pilot automat, am uitat să specific în vlogul meu. Deci are pilot automat, are încălzire în scaune, Madi, poți să filmezi aici. Are PDC, încălzire în scaune, are PDC, are DSC, are foarte multe chestii și este manual. Deci un E39. Piano Black. Piano Black, exact, trimule cu Piano Black. Nu e rău așa la interior, are și trapă care, după atât omor. Încă mai merge. Stai. Avem cheie? Avem cheie, hai. Opa! Am îndoit plafonul, mă! Pe trapă, vezi că și lângă trapă! Atunci când am sărit pe el. Da, merge sus. Deci merge sus. Da, mă, deci când te urca cu picioarele pe plafon... Pe plafon, atunci înseamnă că l-am îndoit și nu mai are loc săraca să se mai ducă. Da, uite-l, mă, păi unde vei să se ducă? Da, trebuie să coboare în jos, dar trebuie să coboare... Dacă se mai coboare, că ea săraca... Ia, vezi! Ia, dă-i! Da, man, trebuie să tragi aici copențe de ceva. Să-l... Se rezolvă la onorabila sumă de atenție 50.000 de like-uri la vlogul ăsta. Faci întreba? Eu fac mașina decapotabilă. Nu cred așa. Ba da. 50.000 de like-uri la MTB-ul, îmi dai 10% și e decapotabilă. Băi, vreau să stai și eu la treaba asta când o faci decapotabilă, că mi se pare. Dar vreau să te întreb, care e scopul final cu mașina asta? Băi, sunt două scopuri. Dacă mașina mai rezistă și motorul mai merge bine, eu aș vrea să fac giveaway. Unui abonat. Te al meu, de-al tău nu mă interesează. Păi da, man, dar giveaway înseamnă că trebuie să și funcționeze lucrul respectiv. O să mai funcționeze mașina? Dacă mașina la final, după ce, cum văd eu tot proiectul ăsta, funcționează, o facem giveaway. Dacă nu, avem două variante. Și le spun acum, pe vlogul tău,
ori va fi aruncat din elicopter, ori după o macara de șantier de aia foarte mare. Planul mare. Dacă nu intră la pușcărie David după clipul ăla, este... nu cred că aș avea de ce să fiu acuzat, pentru că pot să fac un experiment. David mare om de știință, face experimente cu E3. Voi fi un om de știință. Voi pune un om în mașină și vreau să văd dacă se sparge. Ca să vă dați seama, Elon Musk trimite rachete pe Marte și o trimite 39. Trimite la pe Pământ, de acolo unde s-a făcut. Băi, mi se pare destul de interesant. Oricum să vă las niște cadre cu E39-le, când am mers cu el, o să vă las niște cadre cum am urcat acel deal super mare, o să vă las testul de rezistență, dar toate lucrurile pe care le-am făcut cu mașina asta vor fi la David pe canal. Hai să prezentăm puțin și rugina. Avem rugina specifică aici, E39, puțin kit. Pentru o mașină la 25 de milioane chiar nu mă așteptam să nu fie rugină, este foarte multă, cel puțin la Prag, unde ai tu mâna acolo. Am fost uimit când am dat două ciocane și a căzut suportul pe care ridici mașina, suport de grip. Păi dacă la E39 are un suport în interior care, bine, cam prost proiectat după părerea mea acolo. Și dacă nu mai ține, gata, nu mai ridici mașina pe grip. O ridici de intre pe lateral. Exact, bara, văd că... Este ultimul model, s-a prins ultima bară de M posibilă, de competition Alpina B-Turbo. Da? Da. Sunt toate M-urile în bara asta, toate. Avem și negresă și tot ce trebuie. Tot, frate, are tot, deci tot, și șoricii, nu lipsește nimic. Dar nici erau nimic, nu lipsește. Mă crezi că mi se pare destul de interesant cu farurile astea, adică puteți să vedeți diferența între farul de facelift și farul de NFL. Nu arată rău nici NFL-ul. Bine, dacă ar fi polișat, dacă ar fi și ele pe o mașină. Dacă spun ce LED-uri are mașina asta, nebunește. Ce LED-uri? Pe parte un LED de ceva Audi RS și pe partea asta e un LED de Mustang. Nu putem să vă arătăm că chiar te credem pe cuvânt. Da. Și mașina asta are și simțul umorului, dacă puteți să vă uitați puțin. În momentul în care rostești numele Audi, face Volkswagen. După ce veți vedea ce am făcut noi cu mașina asta, 100% va merita online. Dar nu uitați un follow la David, David Wiz, pe YouTube, pentru a vedea totul complet cu transformarea mașinii în primul E39 4x4, pentru că o să vedeți de ce este și 4x4 și decapotabil. Eu am spus că e unică, bă, n-ai, este unică mașinuța asta. Deci ne-a luat, nu mai suntem cei mai tari de pe YouTube cu E39-le. Man, ăsta e 4x4? Primul E39 din lume 4x4. Păi m-am zis că e 4x4 acolo, e bord de ieșini, nu? Primul E39 din lume 4x4. Vezi să-l dai ăla negru, ușor, dreapta. Așa ne facem un scaun. Uite aici, unde e ăsta? A, bă, ia, mai vreau să-mi văd o chestie. Bordurile care sunt foarte sensibile de fel. Bă, și confortabil. Vezi că e confortabil rău. Hai să mai întâi să ne bate în joc, da? Hai să mergem frumos. Păi nu, chiar vreau să mergi frumos cu ea, pentru că... Hai să închidem și geamurile. Uite, așa, ca să aud și un pic din evacuare. Băi, ești nebun la cap, ce bine aici merge, frate. Nu, că nu poți să ieși. Trebuie să te duci înapoi. Și de acolo, pe la sens. Bă, dar ce barcă e mașina asta? E pe perne? Nu. Pe spate? N-are perne pe spate? Arcuri. Arcuri? Arcuri are mașina asta. Dar chiar e cu patrulul, trece pe aici. Nu te mai uita așa, de două ori. Băi, nu că știu că trece și asta, știi? Ia, hai să mergem puțin. Bă, da, vezi că... Merge foarte bine. Dacă faci abstracție că... E halul ăsta? Da. Liniște în ea tot... Poate cardanul își face ori cardanul. Dar, în rest, dacă n-ar fi făcut ăsta, vezi că nu bate nimic particulații, nimic. Da, nu e rău deloc, trebuie să nu trebuie camera frumos. Da, fraților, mașini tank. Băi, dacă n-aș ști că arată cum arată pe din afară... N-ai zice că cobori și vezi așa ceva pe din afară. Da. Mă, crezi că e mai confortabil ca mea. Da, cred că au fost mai reușite 2-5-urile astea. Da. Sincer. Vezi, deci, dacă merge, n-ai zice. Și are încălzire în scaune, ce mai are pe acolo? Are PDC? Da. Ok. Ce faci, aici? Nu, cred că putem să intrăm, sau? Bă, da, cu dreapta, de cu dreapta aici. Așa. Uite, mă, frate, mă, cât de confortabil e. Dar nu vrei să-ți fac și o plecare de pe loc pe uscat? Ca să... Ba da. Mamă, pe unde merge David pe aici? Ești nebun, tu mergi pe totoar acum? Asta nu-i drum. Da. Să-mi spui cum e facilitatea. Băi!
la cap. Stai, man, las-o, dă-o în cap. Man, las-o ușor. Manu, da, că te... Man, las-o, man, las-o ușor. Ai văzut că n-am fost bulangiu cu tine și te-am făcut. Băi, îți mulțumesc, mă, că n-ai fost bulangiu, pe bune. Las-o ușor, gata. Mamă, deci eram... Stai, man! Stai, stai, că vreau să fac carne de afară. Pe bune, e mult mai mișto de afară, e mult mai entertainment. Stai, stai, stai. Mamă, unde-i butonul de... Deci, man, stai, vreau să mă dau jos. Dai! Nu te mai vezi, man, stai ușor. Nu te mai vezi. Nu te mai vedeai. Nu te mai vedeai. Acum vin iară pe aici așa. Cum? Vin iară așa pe aici. Mamă, frate, tancuri de mașini. Stai că mă face afiș. Fuck! Mi se pare rău că bara e încă acolo. Ce? Mi se pare rău că lipul ăsta încă bara e încă aici și vreau să spun, mamă, cât praf este odată. Zi. Cât de confortabilă este. Am văzut. Nu poți să zgâlțe acolo. Vrei să urci pe acolo? Hai să vedem la off-road. Dacă urcă pe acolo cu plan greu. Că e 4x4, nu? Așa ceva. Deci eu nu cred așa ceva. Pe aici, pe aici, pe stânga. Șor cu bara. O chestie, vreau să dau cu spatele în mâlul ăla. Vreau care să... Mâl? Ăla de acolo de pământ. Și aici de acolo? Vedem. Hai. Doamne, frate. Și ce faci? Uite ține sau așa. Ține flamă, vezi. Ha? Ține, a, ține, da. Hai, dă-o dată. Mamă, gata, nu mai e lip. Nu mai e lip, boss. Deci nu mai e lip. Dar ia dă-i în față, că-și revine. Dă-i în față, că-și revine. Și-a revenit, gata. E tot acolo. Doamne, frate, frate, deci, uite-o, mă, cade pe stradă, dar e tot aici. S-a înduit numărul, s-a făcut praf, a luat pietre, e tot aici. Dăm și cu fața. Ușor, ușor! Man, nu mai ai difuzor pe spate. A murit motorul. Mă dau mai în spate, să nu bubuie airbag-ul, cumva să aibă vreo idee. Vezi că nu prea mai e difuzor pe spate. Doamne, e rău așa. Clar, este peste MTB. Ți-a sărit bandou. Stai puțin, stai că să spun bandou la loc. Stai. Dă-i și tu un pumn aici, te rog. Ce? Ai, sări și bara, man. Uite, aveai un negres acolo. Nu știu cum așa. Gata. Așa. Și bagă, dă-i cu pumnul aici, puțin. Să-i treci bandul ăsta. Gata, e nou. Și la 1 milion de like-uri dau și-o că e 39-le. Că ne scoatem banii. Deci jur că la 1 milion de like-uri... Deci fiți atenți, bă, asta a spus! La 1 milion de like-uri! Deci am spus, frate. Și da? La 100.000 de like-uri, da? Da. MTB-ul la un milion, eu la 100.000. Sărim aici cu ele. De jur că sar la 1 milion. Dar îmi dai contract că îmi dai 10.000 de euro pe lupa aia. Nu, pe acolo trebuie să ieși.